Aseară, Sala Sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea a fost gazda partidei dintre SCM din localitate și CSM Năumru Baia Mare, joc din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României la handbal feminin. Gazdele s-au impus cu 32-25 și, cum este vorba de un joc eliminatoriu, Vâlcea merge în Final Four, în timp ce Minaur ratează accederea în primele patru. Acesta a fost primul duel al săptămânii între cele două echipe. Sâmbătă, 7 mai, de la ora 15:30, CSM Năumru va avea un nou meci în sala polivalentă la Scărpană. De această dată, în cadrul etapei a 23-a din Liga Florilor Mol. Jocul de sâmbătă va fi arbitrat de Teodor Șerbu și Adrian Vasilescu.